Bun găsit, prieteni! Am ajuns la final de 2018, un an cât se poate de lung, spectaculos, plin de rugby la Telecom Sport. Un an care vine înaintea unei cupe mondiale, care se va disputa în Japonia în 2019, așadar cu greutate aparte. Îl vom comenta alături de colegii mei. Bogdan Cosmescu, te salut, mulțumesc că ești alături de mine. Și Cristi Petre, te salut! Salut, Fări! Este ultima ediție a echipei de comentatori a rugby-ului la Telecom Sport. Prieteni, ca să începem foarte pe scurt, este momentul bilanțului. Cu bune și cu rele, cum a fost anul, Bogdan? Vorbim de rugby internațional, nu? Să începem cu rugby internațional, cum am dorești. Am impresia că europenii au înțeles în sfârșit că dacă mai vor să iau un titlu mondial după cel din 2003, câștigat pe piciorul lui Wilkinson de englezi, trebuie să schimbe un pic mentalitatea pe care au despre rugby. Europenii erau tentați ani de zile să pună baza pe apărare. Dom'le, te aperi bine, pui presiune cu înaintarea, obții lovituri de pedeapsă, ai un transformer bun și câștigi meciuri. Nu poți, împotriva Noii Zeelande, împotriva celor de emisfera sudică, să joci așa și încep să nu poți să joci împotriva Argentinei, încep să ai probleme cu Georgia, încep să ai multe probleme și trebuie să schimbe. Au încercat să schimbe și vom vedea ce se va întâmpla. Mie Irlanda îmi place extraordinar de tare, pentru că, în opinia mea, rugbistul irlandez întruchipează chintesența acestui sport. Este un om care nu renunță niciodată. Pe care n-am să-l vezi niciodată, cum spun, poți să vezi bătut, dar nu înfrânt. Adică ei se bat și luptă până în ultima secundă, nu se plâng. Sunt o echipă frumoasă și cred că victoria lor din turneul celor 6 națiuni a fost meritată, dar a plecat de la acel drop din minutul cât? 83, cred că era. Cu Anglia. Nu, cu Franța la Paris. La început, am înțeles. Franța la Paris am și... ăla în prima etapă. Pierdeau acolo. O să te rog să-ți păstrezi ideea, pentru că am nevoie de câteva cuvinte de la avocatul diavolului, emisfera sudică. Este ceea ce îți place ție, Cristi. Da, mă gândeam... Sunt de acord cu multe lucruri spuse de Bogdan. În emisfera nordică se pune accentul pe pachetul de înaintare și englezii așa au câștigat Cupa Mondială. Acum mi se pare că dezvoltă mai mult pe troacari și joacă un rugby ca în emisfera sudică, un rugby expansiv. Și... Să văd rezultatele după importul ăsta de know-how, de expertiză tehnico-tactică. Uite ce face Joe Schmidt la irlandez sau ce face Warren Gatland de aproape un deceniu cu Țara Galilor. Prieteni, ca să avem exact subiect de discuție, să vedem exact cum s-a desfășurat primul mare turneu al Europei, Six Nations, în cele ce urmează, materialul care urmează. La nivel internațional, fără îndoială, echipa anului a fost Irlanda. Grand Slam în Six Nations, competiție pe care a dominat-o. O serie câștigată în vară în Australia, plus un noiembrie sclipitor. De subliniat aici, victoria împotriva Noii Zeelande. A doua în 2 ani și cea cu care jucătorii lui Joe Schmidt au arătat lumii întregi că All Blacks pot sângera și dintr-o dată mondialul de anul viitor va putea fi privit altfel. Selecționata trifoiului a primit premiul World Rugby pentru cea mai bună echipă a anului, iar neozeilandezul Schmidt pentru cel mai bun tehnician. Și nu e totul, Jonathan Sexton a spart blocada neozeilandeză la nivel individual. Decisiv la națională, dar și la Leinster, în Pro 14 și Champions Cup, mijlocașul la deschidere a fost ales cel mai bun rugbist în 2018. În altă ordine de idei, Anglia rămâne un paradox. Peste 1 milion de jucători legitimați și doar locul 5 în Six Nations. În plus, turnee care nu au convins. Țara Galilor rămâne o forță, însă nimeni nu e dispus să o asocieze cu trofeul Webb Ellis. Scoția e redutabilă, dar mult prea dependentă de Laidlaw și Hogg, iar Franța pare o necunoscută chiar și pentru propriul selecționer. În emisfera sudică, lucrurile stau cel puțin la fel de interesant. Noua Zeelandă domină scena în ciuda faptului că în acest an 14 jucători noi au îmbrăcat tricoul cu ferigă pe piept.
Surpriza plăcută este însă Africa de Sud. Să ne înțelegem, e departe de statutul de favorită în The Rugby Championship sau la Cupa Mondială. Însă jocul selecționatei Springboks a ridicat multe sprâncene în acest sezon. De subliniat performanțele lui François Faf de Klerk și flerul lui André Pollard, plus gramada care și-a recăpătat statutul de sperietoare în ultima vreme. Australia își caută ritmul, iar Argentina parcă joacă rolul Italiei, dar la antipozi. Așa a început anul, a fost un turneu extraordinar, un Six Nations care a adus foarte mult spectacol și o echipă care se transformă încet într-un etalon sau un alt etalon, pentru că până acum am avut All Blacks, Noua Zeelandă. Bogdan, Irlanda, e o surpriză? Irlandezii au un mare avantaj. Sistemul al lor de echipe provinciale, joacă pe provincii, cele patru, practic. Da. Toți, sau aproape toți, rugbyștii din națională, din primul 15, joacă la 2-3 echipe, se cunosc între ei. Este mare lucru. Iar Schmidt a și câștigat turnee europene. Sigur. Încă o dată spun, mie nu mi se pare că Irlanda poate să ia turneul, să ia Cupa Mondială. Cuvinte grele, Cristi. Nu mi se pare, încă o dată spun, este o echipă foarte, foarte, mie mi-e drag de ei. E o echipă foarte plăcută, dar încă o dată mi se pare că are niște limite în ceea ce privește îndemânarea. Cristi? Eu îi văd tot pe neozelandez, de team to beat la mondială și ar reuși o performanță. Bine, asta a fost de când s-a început cu mondială. Pe neozelandez, a fost o perioadă. Sigur că a fost o perioadă în care n-au reușit. Bine, atunci să vă întreb altfel. Faptul că Irlanda a reușit două victorii în 2 ani consecutiv, faptul că i-a expus pe neozelandez, faptul că le-a arătat și celorlalte echipe că aceștia sângerează, cu ghilimele de rigoare, poate să fie un factor la viitoarea Cupa Mondială? Eu știu că meciurile test, că nu este noțiunea de meci amical în rugby, eu știu acest lucru. Dar meciul test rămâne meci test. Sigur, nu le-am urmărit pe toate, n-am văzut 15 de start. Dar eu sunt convins că neozelandezii au încercat diferite experimente. Cred că au avut cel mai bun 15. Au avut cel mai bun 15. Acum la Dublin, da. Da. Ai avut șansa să și comentezi meciul, Cristi. Da, chiar am avut șansa, corect. Dar e o plăcere să comentezi asemenea meciuri. Cine nu are? A fost o experiență deosebită, atmosfera la Dublin specială, așa cum e de obicei. A fost cel mai bun 15, cred eu. Nu știu cine s-a fi lipsit, pentru a care au fost toți în pachetul de înaintare. Cred că o absență sau două absențe, mai deci mult. Nu există circumstanțe apropo de rezultat. Cred că se pot găsi circunstanțe atenuante. Noua Zeelandă venea după un sezon obositor. Da? Au avut două meciuri foarte tari, din ce mi-au aminte, cu sudafricanii. Două meciuri pe muchie de cuțiri care puteau să meargă în orice direcție. Au pierdut unul dintre ei Championship. Puteau să pierdă și pe al doilea, așa mi-au aminte. Au marcat două eseuri în ultimele 10 minute și au reușit să câștige a doua partidă. Eu îi văd în continuare numărul 1 în rugby-ul mondial. Foarte pe scurt, vreau să vă întreb despre două echipe și trecem mai departe. Franța și Anglia. Franța, cu problemele ei, încă încearcă să-și găsească acel French flair. Pe locuri pare să-l fi găsit. Nu iar Anglia... cum să-l găsească. Spune-o de ce, Florine. Pentru că sunt foarte mulți bani în top 14. Și atunci... Asta înseamnă echipa națională mai slabă. Aici vrei să ajungi. Da, fără discuție. Când aduci... ai buget... 30 nu mai știu de exact, 30-35 de milioane, statul Zen, Toulon și așa mai departe. Vin cei mai buni sudafricani, cei mai buni neozelandezi, au ajuns să câștige oamenii ăia, se apropie de 1 milion de euro pe an din salariu. Ceea e deja un salariu comun. Și atunci dacă dai 1 milion să aduci 2 sudafricani și 2 neozelandezi, ai tăi puști, e mai greu să joace. E scenariul din Premier League în da, fotbal. Pe undeva și în Premier League. Apropo de Premier League, Anglia, locul 5 în turneul celor 6. Inexplicabil. Mie mi se pare că englezii au niște jucători fantastici. Nu știu ce s-a întâmplat, au avut fluctuații, dar încă o dată, încă, turneul celor 6 națiuni în 2018 a fost încă unul experimental. Ăsta de anul ăsta, care începe în 2019, va fi cel decisiv. Pentru că aici nu mai ai timp, mai sunt câteva meciuri test atunci, dar aici vezi cam unde te situezi. E greu de presupus că... De la sfârșitul, la începutul lui martie, când se termină până la Cupa Mondială, vei mai găsi jucători minune pe care să-i descopere. Ăsta va fi nucleul formațiilor europene. Tangențial am atins Noua Zeelandă, acum vreau să vă întreb despre Africa de Sud, pentru că mi se pare o echipă de urmărit, mai ales la ce s-a întâmplat anul acesta cu noul tehnician, cu Erasmus.
Încep tu? Da. E o echipă mai bună în mod cer decât în 2017. Cu Chiuțe? Exact. Acolo a fost, a fost o problemă. Problema de selecție. Politică de selecție. Nivel tactic, da, și un background politic. Rasi Erasmus este un fost internațional și a fost un jucător mare. Cunoaște ce atribute de care ai nevoie pentru a face performanță ca Springbok. Mi s-a părut o echipă tare, Africa de Sud anul acesta. Tradițional puternică pe pachetul de înaintare, anul trecut nu arăta bine în niciun departament, pe niciun palier de joc. Anul acesta mi se pare că și-a regăsit coordonatele. Mi-a plăcut Clerc, foarte mult Favre de Klerk. Favre de Klerk, apropo de această nominalizare la cel mai bun jucător al anului, a venit de nicăieri, practic, pentru că acum două sezoane tânărul era un nume. Dar în prezent cred că este cel mai bun mijlocaș la grămadă din rugby mondial. Debate. Performanță. Da, adică peste Aaron Smith sau, eu știu, Will Genia, care au fost repere în ultimul deceniu. Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru această dovadă de expertiză, însă trebuie să ne întoarcem la partea mai grea a anului 2018 și o să ne concentrăm asupra rugby-ului românesc. În 2018, care a venit cu emoții, a venit cu rezultate mixte și s-a încheiat cu o mare dezamăgire. Bogdan, știu că ești direct implicat, știu că fiul tău e practicant. A fost. A fost practicant. O altă veste tristă. Spune-mi, că ți-am spus, condițiile, dacă fac o scurtă paranteză, la juniori sunt catastrofale. Cum ți s-a părut anul atunci? Anul ăsta mi se pare că ai folosit cuvinte blânde. Este un dezastru. Părerea mea e că ratarea calificării la această a noua ediție a Cupei Mondiale, noi am fost prezenți de fiecare dată, nu știu, oamenii trebuie să știe, unii știu, probabil alții nu, noi am fost prezenți la toate edițiile Cupei Mondiale, este un dezastru care, eu zic că există pericolul să groape definitiv acest sport în România. Veneau niște bani, echipele calificate primeau o sponsorizare din partea IRB, acum acești bani dispar. În primul rând, plus că ne-am făcut de râs, pentru că nu că am ratat o calificare, asta se poate întâmpla în dumită conjunctură, dar toată discuția aia cu Belgia, Spania, cu nebunia aia... Bogdan, te rog să-ți păstrezi ideea, pentru că avem un moment exact focusat pe acest punct. Însă, înainte de toate, să vedem exact ceea ce s-a întâmplat la începutul anului în Rugby European International Championship. 2017 a fost un an cu un salt uriaș pentru Naționala Stejarilor. Locul 15 la World Rugby plus o manieră de joc impresionantă, considerată de unii chiar peste poziția din acel clasament. Coeziune, încredere, optimism. Cerul părea limită pentru jucătorii lui Lynn Howells. Astfel a început 2018. Calificarea la Mondialul din 2019, care venea cu cel puțin locul 2 după Georgia în Rugby Europe International Championships, părea o afacere rezolvată. O altă veste bună a venit cu doar două săptămâni înainte de începutul competiției. Telecom a devenit partener oficial al FRR. Stejarii au debutat în Rugby Europe International Championships la Cluj împotriva Germaniei. Cei mai buni dintre cei mai buni jucători ai naționalei au fost convocați pentru a spăla rușinea din urmă cu un an. 85-6 s-a terminat revanșa, a cincea cea mai mare diferență de scor în palmaresul României. În acea săptămână s-a alăturat staffului și Thomas Livremont pentru a echilibra unele probleme în grămadă. Și apoi a venit 18 februarie, Madrid. Cu Spania era un meci decisiv de care pe care pentru calificarea directă. Era partida în care Fercu, exponentul unei generații de superlative, a bifat selecția 100. A fost totodată și o mare dezamăgire. Leii iberici au câștigat 22-10 pentru o declarație care va rămâne în istorie a lui Howells. Nu a fost surprinzător cum a jucat Spania, ci că România nu a jucat nimic. România pornea astfel cu un mindset focusat pe recalificări. În acest fel, partida cu Rusia, câștigată greu cu 25-15, a scos și mai mult în față moralul șubred. Mai apoi, Buzăul a găzduit o partidă a Naționalei după aproape 3 decenii. Surpriza, pentru că a fost una și aici, a venit din partea staffului. Howells, Mofa și Cutita au demisionat chiar înaintea partidei, deși șanse și opțiuni de calificare la Mondial existau în continuare.
Partida cu Belgia a fost o formalitate bifată, 62-12, meci în care au debutat francezii Moțoc și Ilișescu. Astfel, matematica ultimei etape a îngrozit chiar și pe cei mai optimiști fani ai stejarilor. România juca în Georgia, iar Spania în Belgia. Avantaj clar pentru iberici. România nu a mai câștigat la Tbilisi din 2003. Nu a făcut-o nici de această dată, însă surpriza a venit de la celălalt meci. Diavolii negri au câștigat cu 18-10 meciul condus de brigada românească cu Vlad Iordăchescu la centru. Finalul a fost desprins din filmele horror. Cei trei arbitri au fost alergați, loviți, busculați de molul spaniol și au avut nevoie de escorta forțelor de ordine pentru a părăsi terenul. Însă România era calificată direct la mondial. Cel puțin asta arăta cinic cei drept clasamentul la final de martie. România era calificată la mondial. Asta arăta clasamentul. Bogdan, încă o dată, cum au fost momentele alea? Stai un pic. În urmă cu câțiva ani, noi în competiția asta, cum să spun, ne băteam cu Georgia și restul nu existau. Noi am pierdut cu Germania. Acum, pe parcursul acestor preliminarii în Germania. Din anii 30. Germania este bată, cum să spun, în Germania nu există rugby. Sunt niște oameni care... Există acum. Nu. I-am văzut. Deci, cum să spun, am 100%, 1000% amatori. Adică niște băieți masivi, nemții au, slavă Domnului, fizic, și care, cum să spun, nu le dă nimeni niciun ban, că sunt alte sporturi acolo către care se focusează fondurile și ei se strâng și ei se antrează că le place cum se joacă și în România fotbal american, spre exemplu. Noi avem trebuie fotbal american, nu înseamnă că suntem... Ei, n-au bătut nemții. Am avut câteva momente modeste. În anii 30, cred că încă era Republica de la Weimar. Da. În anii 30, da. Când ne-au bătut nemții ultima dată. Dar i-am bătut pe georgieni anul trecut, după o pauză de aproape 7-8 ani. Da. A fost o nebunie mare de tot, într-un 2017 de superlative, urmat de un 2018 cu multe emoții. Cum ți se pare, sau cum ți s-a părut la acel moment demisia staffului, care venea în condițiile în care Naționala în continuare avea șanse de calificare? Încă o dată. Și atunci am mai avut discuția asta între patru ochi. Eu dacă eram în locul staffului, eu nu mai stăteam după meciul cu Germania. Deci, cu atât, nu știu, dacă ne adresăm numai oamenilor din lumea rugby-ului, nu trebuie să dăm explicații, dar pentru, să zicem că e unul care se uită la fotbal de obicei. E ca și cum ne-a bătut Andorra și ne-a bătut după ce am condus cu 3-0, ne-a dat 5-3. Cam asta este, că noi am avut atunci un avantaj copleșitor. De două ori am condus la 19 puncte, ca să un eseu transformat e 7 puncte. Cu o circumstanță, ca să completăm tabloul, un arbitraj, deși în lumea asta nu se comentează arbitraj, cu un arbitraj execrabil. Încă o dată, la fotbal, dacă ne bate Andorra cu 5-3, după ce am avut 3-0, nu mai povestești. Nu mai spunem de arbitraj. Chiar că nu a dat 9-2 penalti și a fost un gol din offside. Încă o dată, eu aș fi plecat atunci. Pentru că ideea unui antrenor și a unui staff este să vezi un progres. Mic, nu trebuie să fie un progres neapărat spectaculos, aia este ideal. Dar în momentul în care acel progres transformă într-un regres vizibil, sigur, motive sunt multe. Că unii nu mai vor să vină internațional, că nu știu ce, că nu știu cum, dar dacă apare regresul, înseamnă că eu cred că trebuie să pleci. Iar după acest moment, chiar trecând peste acest regres de care vorbea Bogdan, a venit tăvălugul. Un tăvălug venit de la forurile internaționale care s-a încheiat cu retragerea României de la Mondialul de anul viitor. Să vedem în cele ce urmează exact filmul celor întâmplate. Rugby Europe International Championship 2018 s-a încheiat la final de martie cu Georgia, campioană fără niciun fel de emoții. Scandalul însă era doar la început. Spaniolii au acuzat arbitrajul modest de care au avut parte în ultima etapă și delegarea unei brigăzi românești. Drept urmare au cerut rejucarea meciului. Au fost săptămâni deosebit de grele în așteptarea unei decizii. Rugby Europe a venit în cele din urmă cu una. Arbitrajul, deși modest, nu reprezintă un motiv de rejucare. Delegarea a fost făcută corect cu multă vreme înainte de a ajunge la această situație în clasament și, la final, jucătorii implicați în violențele împotriva arbitrilor au primit suspendări drastice. Drama era însă departe de a se fi încheiat. Pe fir a intrat Rusia. Ceea ce la început a fost doar un zvon s-a transformat într-o furtună. România, Spania și Belgia au fost acuzate că au folosit jucători neeligibili. În aprilie, World Rugby numește o comisie pentru soluționarea acestei dispute. A urmat o lună lungă de incertitudine și emoții. Pe 15 mai a venit decizia dezastru. România, Belgia și Spania au folosit jucători neeligibili și au pierdut câte 5 puncte pentru fiecare prezență a acestora în lot. S-a hotărât și ca meciul Belgia-Spania să nu se rejoace. Cum s-a tradus asta?
România a rămas fără 25 de puncte și a căzut pe ultima poziție a clasamentului. Astfel, România, care nu mai lipsise până acum de la un turneu mondial, era pusă în fața unui nou pentru prima oară. Nu doar că stejarii nu vor participa la mondial, dar trebuiau să se pregătească pentru barajul de rămânere în Rugby Europe International Championship cu Portugalia. Federația Română de Rugby a făcut apel, dar în 5 iunie Comisia de Apel a menținut toate sancțiunile. Astfel, o eroare birocratică a dus la cel mai mare dezastru din istoria rugby-ului românesc. Dacă Federația Română de Rugby a ales să taie orice fel de comunicare și a rămas surdă la întrebările presei și ale fanilor apropo de ceea ce s-a întâmplat, în față a ieșit Sione Facausilea. Jucătorul declarat neeligibil și-a cerut scuze tuturor într-o scrisoare deschisă în care a mai încercat să sublinieze buna sa credință. O scrisoare care nu mai putea schimba nimic și care a și fost primită cu sentimente mixte de fani. Sunteți cu ștate vechi în domeniul ăsta, fără îndoială. Spuneți-mi, cum vedeți faptul că o eroare birocratică, după atât de multă vreme, nu a fost explicată? Știm pe surse ce s-a întâmplat, nimic însă concret, iar de la federație nu am văzut o procedură, nu am văzut pe cineva să plătească pentru această eroare birocratică. Nu știu, este greu de explicat. În primul rând, este greu de explicat duritatea celor de la IRB, în condițiile în care îi permis să naturalizeze pe oricine care joacă 3 sezoane în campionatul respectiv, ceea ce este un criteriu absolut bizar și care favorizează țările fără rugby inițial, care au bani, gen Japonia. Mi se pare că este o decizie foarte dură, pentru mine este neclar. A jucat la Rugby 7, deci o nebunie, nici nu știu. Încă o dată, noi plătim tribut acestei politici de a naturaliza jucători din emisfera sudică, pe care îi aducem la echipele de club, jucători cu o calitate, mă rog, mai bună decât a rugbiștilor noștri, dar nu niște rugbiști grozavi. Și plătim tribut rezultatelor relativ bune de la Națională, care ne-au permis să ascundem sub preș faptul că de cel puțin un deceniu nu se face nimic pentru acest sport, pentru juniorii care cresc. De dovadă, fac o scurt, mai spun doar atât, ne-au bătut spaniolii 70-6. După un an dezastru, la sub 20 de ani. La sub 20 de ani. 70-6, prieteni, o națiune pe care înainte, la orice categorie de vârstă, îi băteam la 50-100 de puncte diferență. Cristi, a venit meciul cu Portugalia. Într-o serie de 4 meciuri test, România a jucat cu Kenya, după care a venit Portugalia, Statele Unite și Uruguay. Thomas Livremont a fost selecționer. Am câștigat. Am avut multe emoții, însă am câștigat clar. Cum ți s-a părut această lună noiembrie? Situația enigmatică. Eu nici acum nu înțeleg de ce a fost demis Thomas Livremont. Okay, iarăși o breșă de comunicare, să înțeleg. Da, da. Dacă nu ar fi fost atinse obiectivele de performanță, care să fi fost? Oare au fost trasate 3 victorii în noiembrie. În condițiile unei echipe în reconstrucție. Așa este, în tranziție, corect. Din câte înțeleg, s-a renunțat la Olivier Rieg, iar gestul lui Livremont a fost unul de solidaritate, să spunem, un gest de loialitate. Adică a zis, a plecat unul dintre colaboratorii mei, plec și eu. Explicația putea să fie dispariția fondurilor de care vorbeam, de care cei din Concea Federației sunt conștienți. Dispar niște bani care au fost dirijați în permanență către Naționala Mare. Nu este rău, dar scopul lor era să îi dirijeze, să injectez la baza piramidei, nu în vârf. Nu s-a făcut așa. Da. Ne apropiem foarte repede de final. Câte un scurt gând. Livremont a plecat. Intrăm din nou într-o zonă de promiscuitate foarte ciudată. Unde ne îndreptăm cu rugby-ul? Am spus, mi-e teamă că ceea ce s-a întâmplat în acest 2018 va îngropa pentru foarte multă vreme rugby-ul românesc. Există circumstanțe, încă o dată este explicabil. Este un sport greu de întreținut. Trebuie niște bani serioși și un management serios, pentru că sunt loturi numeroase, staff numeros, trebuie multe lucruri și costă foarte mulți bani. Dar, din păcate, la ce se întâmplă în acest moment, noi ne putem dirija spre handball, basket și alte polo, unde ai 10 oameni. Aici, unde sunt 40, nu văd... E întuneric la capătul tunelului, este zidit capătul tunelului, din punctul meu de vedere. Cristi, mai optimist? Nu prea. Recunosc. Știu că am mai avut o perioadă de cădere imediat după Revoluție. Am avut rezultate deosebite în anii 80, înainte să fie profesionalizat sportul, dar, într-adevăr, perspectivele sunt,
sunt gri și din punctul meu de vedere. E bine, al meu sunt negre, lui sunt gri. În spărtura mai este o mică spărtură în capătul tunelului. Mă bucur că terminăm într-o notă așa, cu un zâmbet, o grimasă, să-i spun. Da, o grimasă, pentru că grimasă, cam asta se simte. Prieten, vă mulțumesc că a stat alături de noi. Prieten de acasă, domnilor, nu mă rămâne decât să vă urez mult optimism, să vă urez un 2019 cât se poate de bun, plin de competiție de cea mai bună calitate la Telecom Sport și alături de familii multă sănătate, pentru că cu atât mai mult în acest sport e atât de importantă, și la mulți ani, toate cele bune!